Bună seara, vă spun din nou la emisiunea Teologia în Actualitate, o emisiune cu teme teologice și practice și implicațiile acestor teme teologice pentru viața contemporană. În seara aceasta doresc să discutăm despre o temă care cu siguranță interesează pe fiecare dintre noi, ne interesează pe fiecare dintre noi, atât ca și creștini, cât și ca comunități creștine, și anume tema străinului. Acest război a făcut ca în țara noastră să sosească într-o perioadă atât de scurtă așa de mulți străini. Și unii se treabă ce ar trebui să facem noi pentru străini. Ar trebui oare să arătăm noi dragoste față de și milă și ajutor pentru cei care au venit la noi? Sau poate trebuie să analizăm dacă în istoria noastră, ca și popoare, au existat anumite lucruri care ar trebui să ne facă să fim reținuți față de acest ajutor. Biblia spune să iubești pe străin, căci și voi ați fost străini în țara Egiptului, în cartea Deuteronom. În seara aceasta doresc să discutăm pe această temă cu domnul Daniel Mareș, conferențiar universitar, doctor Daniel Mareș, rectorul Institutului Teologic Baptist din București. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! În Vechiul Testament sunt câteva categorii speciale, special protejate de lege, pe care le menționează Vechiul Testament. Care ar fi acele categorii spre care Dumnezeu ne spune că să dăm atenție? Dacă ne gândim la felul în care Dumnezeu a purtat de grijă celor vulnerabil din poporul Israel, vom vedea că în contextul legii Vechiului Testament Dumnezeu are în vedere pe cei mai vulnerabili din societate, începând cu copiii, orfanii, văduvele, cei săraci, străinii, refugiații. Și dacă ne uităm cu atenție în cartea Levitic, la capitolul 19, acolo este un pasaj destul de lung, dar unul foarte relevant pentru societatea actuală, așa cum a fost valabil în contextul Vechiului Testament, în contextul de atunci. Pentru că dacă ne uităm cu atenție în acest pasaj, vom vedea că toate categoriile sociale vulnerabile sunt amintite. Aici am putea observa principii care transformă societatea în așa fel încât poporul lui Dumnezeu, care a fost eliberat din robie și care acum se află în țara pe care Dumnezeu le-o dă, sau urmează să ia în posesie țara pe care Dumnezeu le-o dă, primește aceste instrucțiuni cu privire la ce are de făcut în această țară, mai ales când este vorba de relaționarea la semeni. Și sigur că aici sunt principii valabile pentru orice societate, pentru că Dumnezeu avea în vedere ca modelul acesta care funcționează în cadrul poporului Israel să poată fi multiplicat la scara întregii lumi. Am putea spune că avem aici rădăcina sau temelia pentru ceea ce mai târziu vom găsi în Noul Testament, în epistola pe care o scrie Petru, când spune: voi sunteți o seminție aleasă, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu l-a ales ca să fie o binecuvântare pentru celelalte neamuri. Foarte interesant că în acest capitol 19, dacă ne uităm cu atenție, primul și ultimul verset, versetul 1 și versetul 37, începe cu aceeași afirmație: eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Provocarea este: fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Și la final, în versetul 37, din nou li se amintește să păziți toate legile mele și toate poruncile mele și să le împliniți, căci eu sunt Domnul. Un popor care este chemat să reflecte natura și caracterul lui Dumnezeu, pentru că la urma urmei legea, am putea să spunem că este fundamentată pe caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu a dat legea poporului Israel
nu ca ei să fie salvați sau mântuiți prin ea, ci mai degrabă a fost dată ca un rezultat al salvării. Iar faptul că poporul și-a însușit aceste principii pe care Dumnezeu le-a dat, înseamnă că a răspuns la dragostea lui Dumnezeu și la harul lui Dumnezeu manifestat în salvare prin ascultarea de aceste principii. În orice caz, ar trebui să fim foarte atenți și să nu citim capitolul 19 ca un fel de înșiruire de principii etice, ci mai degrabă ca o descriere, așa cum spuneam, a unei societăți care funcționează în lumina caracterului lui Dumnezeu. Și aici vom găsi, de exemplu, în capitolul 19, versetul 9 și versetul 10, următoarele cuvinte. Când vei secera holdele țării, să lași nesecerat un colț din câmpul tău și să nu strângi spicele rămase de pe urma secerătorilor, nici să nu culegi strugurii rămași după cules în via ta și să nu strângi boabele care vor cădea din ei. Să le lași săracului și străinului. Spune Dumnezeu, căci eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Și apoi versetele 33 și 34. Dacă un străin vine să locuiască împreună cu voi în țara voastră, să nu l asupriți, să vă purtați cu străinul care locuiește între voi ca și cu un băștinaș din mijlocul vostru, să-l iubiți ca pe voi înșivă, căci și voi ați fost străini în țara Egiptului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Deci iată că un popor salvat de Dumnezeu este transformat în asemănarea caracterului lui Dumnezeu care i-a salvat, în așa fel încât să-și poată asuma o misiune în această lume. Când Dumnezeu le spune, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, misiunea lor era să reflecte caracterul lui Dumnezeu între celelalte națiuni. Și cum puteau să facă lucrul acesta mai bine decât arătând dragostea lor față de străini, față de cei vulnerabili, așa cum Dumnezeu arăta dragostea lui față de ei? Deci aici vedem pe de-o parte să aibă grijă în ceea ce privește nevoile fundamentale, faptul că îi lăsa să culeagă din ceea ce ei, din ogorul lor, aveau această deschidere pentru a împărtăși cu ei din binecuvântările materiale care le-au primit de la Domnul, dar de asemenea am văzut și faptul ca să nu practice o discriminare față de ei în sensul acesta. De aceea foarte frumos a spus că acest lucru izvorăște din caracterul lui Dumnezeu de fapt și important asta nu doar pentru străini, ci cumva, cum menționați, uită-te dincolo de străini, uită-te la Dumnezeu care dă legea și la ce face Dumnezeu. Asta este obligația pe care o aveau ei. Ați menționat ceva despre Noul Testament și e foarte interesant că în Noul Testament apare termenul străin acesta, dar cum spuneați, este mai mult în dimensiunea bisericii în care noi suntem străini și călători. Mai sunt alte referințe în același fel în Noul Testament ca și în Vechiul Testament sau nu? Eu cred că dacă ne uităm în Noul Testament, cu siguranță că vom găsi în Predica de pe Munte principiile după care funcționează împărăția lui Dumnezeu și acolo Domnul Iisus Hristos cumva reiterează acest principiu al iubirii față de aproapele nostru. Sigur că ne aducem aminte că Domnul Iisus Hristos în Predica de pe Munte vorbea despre cei milostivi, că cei vor avea parte de milă și cu siguranță că îți arăți compasiunea într-o astfel de situație în care cineva are nevoie de compasiune. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii al lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Sigur că toate fericirile care descriu într-un fel modul în care funcționează împărăția lui Dumnezeu și principiile împărăției lui Dumnezeu scot în evidență ideea aceasta a iubirii nu doar
o iubire față de semenii noștri, pur și simplu, ci chiar și iubirea față de vrăjmașii noștri. Da, deci această dragoste, grijă față de străini, izvorăște din iubire, este o expresie a iubirii și am văzut chiar din Noul Testament, că din Vechiul Testament, mă scuzați, că în Vechiul Testament, ceea ce a citit în Levitic 19, se menționa să-L iubești ca pe voi înșivă, să iubiți ca pe voi înșivă. Dacă ar fi să discutăm acum în această situație specială, pentru că cred că unii așteaptă cumva să venim cu lucruri mai concrete vis-a-vis de ce să facem noi astăzi, când avem atâția refugiați și sunt oameni care au nevoi mari. Institutul Teologic Baptist din București s-a implicat în ajutarea refugiaților. Și unii ar putea să spună, bun, dar de ce a făcut institutul? Pentru că institutul are misiunea de a face educație și de a fi focalizat pe educație și totuși acest timp s-a găsit loc și pentru refugiați. De ce anume lucrarea și cu refugiații într-o școală teologică? Da, e foarte bună întrebarea, pentru că ea cumva mă duce cu gândul la misiunea pe care o are Institutul Teologic Baptist din București și care este formulată în această expresie, formarea pentru slujire. Cred că, până la urmă, chemarea noastră ca și creștini, urmași ai Domnului Iisus Hristos, și mai mult decât atât ca și slujitori în împărăția Lui, este să ne punem la dispoziția Lui Dumnezeu slujindu-I pe semenii noștri. Oarecum toți suntem chemați să fim în slujba semenilor, dar de data asta, la modul concret, slujirea noastră se focalizează pe cei mai vulnerabili, cei care n-au adăpost, cei care au lăsat în urma lor casele lor, cei care s-au desprins din relații de familie, unii și-au uitat, și-au lăsat părinții în urma lor, alții și-au lăsat soți sau soții. Situația este una cât se poate de dramatică și în acest context era imposibil să nu ne gândim că dincolo de a învăța despre slujire, suntem chemați să practicăm această slujire și mă gândesc că Domnul Iisus Hristos rămâne până la urmă cel mai bun exemplu de slujire pentru fiecare dintre noi. Știm că pilda pe care El a dat-o ucenicilor rămâne valabilă. El, ca cel care era învățătorul lor, s-a încins cu ștergarul, le-a spălat picioarele, a slujit până la urmă pe ucenici, le-a dat o pildă ca astfel să facă și ei. Da, în contextul acesta al crizei refugiaților și bineînțeles că și în contextul în care am avut spații disponibile de cazare pentru refugiați, n-am ezitat cu colegii noștri din conducerea institutului să punem aceste spații la dispoziție. Dar trebuie să vă mărturisesc că lucru care mi s-a părut foarte interesant a fost că în momentul în care, la foarte scurt timp după declanșarea războiului, prima duminică, pe 27 februarie, cumva anticipam și chiar am făcut un anunț în biserica în care slujesc, în Biserica Golgota, dacă va fi nevoie, aș vrea să ne putem implica cu ajutorul lui Dumnezeu, vom putea probabil găzdui și în familii, dar și la institut. Și știu că la finalul serviciului au venit două surori singure, văduve. Una dintre ele a spus, frate, am un apartament cu două camere, eu pot să stau într-o singură cameră și sunt dispusă să primesc o mămică cu un copil în cealaltă cameră. Ei, mărturia aceasta a fost una extraordinară, pentru că în acea după amiază au și sosit primele familii, au fost patru familii, 10 adulți și 4 copii, care au sosit în București și i-am cazat, au fost primii pe care i-am cazat la institut, iar apoi
Seara, undeva pe la ora 10 și ceva, un absolvent al nostru care slujește aici în țară m-a sunat și a spus: frate Daniel, e o familie cu 6 copii, au intrat în București, dar nu știu încotro să o ia. Credeți că am putea să-i găzduim acolo? Și așa au început să vină refugiații. Trebuie să vă mărturisesc că s-a mobilizat extraordinar, așa cum au făcut toate bisericile, biserica noastră. La început, grupul de familii tinere care au aflat numărul celor care continuau să vină la institut, apoi întreaga biserică și după aceea, sigur, și alte biserici din țară. În acest context în care, pentru o perioadă, mai ales în perioada pandemiei, cantina a fost închisă, un corp de clădire l-am avut închis pentru că nu aveam studenți aici, am repornit cu toate motoarele, ca să spun așa, această lucrare de slujire. Și cred că cei care sunt alături de noi cumva înțeleg cât de importantă este slujirea. Noi mereu le spunem studenților că între ceea ce spun și predică și ceea ce trăiesc trebuie să fie o legătură vizibilă. Adică nu putem vorbi despre dragostea lui Dumnezeu atunci când știm că cineva nu are un loc de adăpost și nu are ce mânca sau nu are ce îmbrăca. Cel mai bun mod de a-i spune despre dragostea lui Dumnezeu este să îi arăți dragostea la modul concret, fără niciun fel de alt interes. Deci, cu alte cuvinte, când ați avuțit de situație, a spus să ne pregătim, nu știm ce va fi, suntem gata. Exact, exact. Deci, foarte interesant că am putea trage concluzia, noi cei care ascultăm, că totul începe cu o inimă deschisă. O inimă deschisă, atinsă de dragostea lui Dumnezeu, fără să știi foarte multe calcule, ci sunt gata să pur și simplu să faci pasul prin credință. Le-am împărtășit celor care lucrează la institut, personalul administrativ, pentru că nu sunt foarte mulți în echipa administrativă, dar le-am spus, este un moment în care cu toții suntem chemați să facem ceva la modul concret și să-și aducă aminte de pasaje din Scriptură, poate că unul foarte interesant e cel din vremea profetului Elisei, când în măsura în care au fost vase disponibile, Dumnezeu a avut grijă să pună un de lemn în ele și tot ceea ce era nevoie. Câte vreme suntem la dispoziția lui Dumnezeu, fără, așa cum ați spus, să facem calcule și să ne gândim că ne depășește sau că este peste puterile noastre, câte vreme acceptăm să fim un mijloc prin care Dumnezeu să dea binecuvântarea mai departe. Pentru că, la urma urmei, la asta îi chema Dumnezeu pe copiii lui Israel și la asta cheamă Dumnezeu biserica de astăzi. Pur și simplu să fie un mijloc de binecuvântare a celor care sunt în jurul nostru, asemenilor noștri. Și primii refugiați au venit în data de 27, duminica din 27, deci războiul s-a declanșat 24 efectiv, da. Și 27, deja la 3 zile au venit din Ucraina și din Moldova, sau prima dată din Ucraina. Prima dată din Ucraina și apoi au venit refugiați din Ucraina care au trecut prin Moldova și au ajuns în România. Cu siguranță că fiecare dintre ei care au venit de acolo au adus cu ei povestea lor, povestea care nu vizează neapărat strategia politică a războiului, ci pur și simplu o experiență pe care ei au trăit-o efectiv. Ce mărturie aveți despre situația de acolo, despre ce v-au spus ei, ce vești au adus ei spre noi cu privire la situația de acolo? Da, într-adevăr, a fost un moment revelator, a fost acela în care ne-am adunat pentru prima dată la rugăciune în capela institutului. Și le-am spus că aș vrea să ne rugăm împreună cu întreaga familie baptistă. Cred că lunea, în 28, era
anunțată o zi de post și rugăciune și prin bisericile din comunitatea București, dar la nivel mondial, Alianța Baptistă Mondială a și organizat după amiaza la ora 17 un timp aici la noi, dar în întreaga lume, bineînțeles, în același timp, un timp special de rugăciune pentru bisericile din Ucraina. Și știu că atunci am invitat, foarte interesant, nu erau toți din biserici baptiste. Cu primele familii care au sosit, la un moment dat, două familii tinere membre în biserica baptistă din Ismail mi-au spus: frate păstor, trebuie să vă spunem că avem pe socrii noștri și cumnații, ei nu sunt baptiști, sunt din biserica ortodoxă, e o problemă. Nu e niciun fel de problemă, dar să știți că din momentul în care au pășit, nu puteau să-și oprească lacrimile, din momentul în care au pășit în locul ăsta și au înțeles că sunt primiți aici ca într-o familie, fără să ne fi cunoscut, au fost atât de mișcați și atât de atinși. La timpul de rugăciune, până și ei care nu aveau practica și obiceiul rugăciunii din bisericile noastre, au îndrăznit în momentul acela să strige la Dumnezeu, să plângă, să se roage pentru cei ce rămăseseră acolo în țară. Și a fost momentul acela în care, întrebându-i pentru ce ați vrea să ne rugăm, pentru că ne-am mai întâlnit în timpul săptămânii la rugăciune, și sosiseră mămici cu copiii, una dintre ele a spus, era cu băiețelul de 7 ani, aș vrea să ne rugăm pentru soțul meu și pentru tatăl lui Bogdan, care a rămas acolo în armată. Noi am vrea ca Dumnezeu să-l protejeze. Deci emoția a fost una foarte mare, pentru că avea în față niște oameni care nu știau dacă se vor mai vedea din momentul în care s-au desprins unii de ceilalți. Dar ce cred că a fost încurajator pentru toți, și pentru noi, cei de aici, dar și pentru ei, și mi-au spus-o la sfârșit, după fiecare timp de rugăciune pe care îl avem la capelă, după masa de seară, am stabilit o zi din săptămână în care să ne întâlnim, mi-au spus: e foarte important pentru noi, e foarte important să ne putem vărsa înaintea lui Dumnezeu cererile noastre. Parcă ne simțim altfel după timpul acesta de părtășie. Și într-adevăr, am avut și situația în care soția unui pastor a venit cu copilul lor, păstorul rămânând acolo în Ucraina, cu biserica și cu cei care nu plecaseră de acolo. Deci, iată, experiențe foarte impresionante, aș spune. Au fost mărturii care au vizat familiile lor, dar au spus ceva și despre situație, despre bombardament, despre biserici, clădirile de biserici, ceva. Au fost unii care au adus și mărturii de genul acesta despre... Cei care au venit recent ne spuneau despre situația în care nu se mai poate ieși din orașele care sunt împresurate și se află într-o stare de asediu. Unii chiar încercând cumva, dacă există posibilități, ca cineva să-i ajute să iasă de acolo, membrii din familie care au rămas acolo sau cunoscuți de-ai lor. Deci sunt într-adevăr situații dramatice. Cei care erau din zona Odessa și Ismail, unde nu avuseseră loc bombardamente, s-au gândit că cea mai bună soluție ar fi să încercăm să facem din biserica de acolo un hub, un loc în care să se poată trimite ajutoare de aici, de acolo, de la ei să meargă mai departe în zonele mai greu accesibile, mai dificile. Și asta a fost din nou un mod al lui Dumnezeu de a ne pune împreună, în așa fel încât cu resurse de aici, din partea bisericilor, din comunitatea București, ajutoare care s-au strâns, să putem trimite un transport și către biserica din Ismail, de unde să fie distribuite mai departe. Legat de modul în care s-au implicat ceilalți
din afara institutului, să spun așa, ce mărturie aveți? Cum această suferință a conectat oameni, lucrări, da, resurse? Ne-am dat seama încă o dată că, și am și spus-o la un moment dat, după 2 ani de zile în care mereu am auzit repetându-se expresia asta de distanțare socială și oarecum oarecare teamă care s-a instalat fără să vrei în societate, parcă orice barieră de genul acesta cu care am trăit în cei 2 ani s-a dat la o parte, pentru că prin natura noastră ca oameni noi suntem mult mai aproape unii de ceilalți atunci când suntem în suferință. Și lucrul acesta a fost impresionant, a fost văzut de o lume întreagă, fie că a fost vorba de România sau de Polonia, unde au venit cei mai mulți refugiați, fie că a fost vorba de alte țări din Europa de Est, în vecinătatea Ucrainei. Suferința îi aduce mai aproape pe oameni unii de alții și parcă toate celelalte bariere sunt date la o parte. Pentru că m-ați întrebat de felul în care au reacționat persoane care probabil n-au avut o legătură directă cu institutul printr-o biserică baptistă. Și mă refer la persoane din vecinătatea institutului. Au fost persoane care, văzând că acolo avem cazați refugiați, au venit pur și simplu la secretariatul institutului și au spus: uite, nu suntem nici din biserică baptistă, nu, suntem vecini aici, dar am văzut ce faceți și vrem să fim parte din această lucrare. Vă spun că au fost la fel ca toți ceilalți membri din biserica noastră, ba atâta generozitate cât am putut să văd în contextul acesta. Și asta pentru că a existat acest numitor comun, compasiunea față de cei în suferință. A venit la un moment dat un vecin care, atunci când a fost întrebat dacă e din vreo biserică din București, a spus: nu sunt membru al unei biserici, dar am văzut ce se întâmplă aici și eu am venit să ajut și eu cu ceea ce pot. Deci, o mărturie impresionantă despre felul în care Dumnezeu cumva a dus la oaltă toate resursele, dar aș spune eu că cea mai importantă dintre toate tocmai această resursă umană cu posibilități inepuizabile când este vorba de a arăta afecțiunea. Cred că suntem capabili să empatizăm, să fim alături de cei în nevoi și a demonstrat-o foarte clar momentul acesta critic. Da, cu siguranță cred că cei care locuiesc în zona institutului știu că este o școală creștină acolo, au văzut că este institutul acolo, au văzut că de ani de zile știu că este acolo, dar sunt surprins așa cumva că a devenit mult mai vizibil institutul și mai interesant pentru ei decât faptul că intrau studenți, ieșeau studenți. Și mă gândeam în timp ce vorbeați la faptul că atunci când rațiunea pentru care facem bine este iubirea, iubirea ne va face vizibili. Dar atunci când rațiunea pentru a face bine este să fim vizibili, lucrarea noastră cred că va fi compromisă, deci că ar putea să fie compromisă. De aceea cred că asta e chemarea noastră până la urma urmei, să facem din iubire tot ceea ce facem și dragostea se va vedea. Spun lucrul acesta pentru că în vremea aceasta pot să fie poate unii, nu știu cum percepeți, care pot să facă lucrurile acestea doar ca să arate că fac o slujire. Da, să știți că a fost acea slujire dezinteresată. Așa s-a pornit, cred că în marea majoritate a cazurilor. Și căutam aici un mesaj din primele zile. Vă spuneam de acea familie cu 6 copilași. După ce am avut timpul de rugăciune seara și ei au stat vreo 2 zile, doreau să plece spre Germania, era problema cu pașapoartele biometrice, imposibilitatea de a trece prin Ungaria. Ne-am întâlnit la micul dejun dimineața cu părinții și cu toți copiii care erau gata de plecare
Și tatăl pur și simplu m-a luat în brațe când i-am spus că dacă nu reușesc să treacă din cauza situației cu pașapoarte lipsei unui pașaport biometric în Ungaria, putem suna acolo colegi de-ai noștri din bisericile din zona de frontieră cu Ungaria și pot să stea o noapte, dacă e nevoie să vină la București, vor avea din nou posibilitatea să se întoarcă la noi să-și rezolve problemele. Și a spus, mă duc cu încredințarea că vom putea trece, totuși, fără să știu toate detaliile, dar Ministerul de Externe din Ungaria, chiar în ziua aceea, pentru o perioadă scurtă de timp, ridicase această interdicție pentru cei care nu aveau pașapoarte biometrice. Și au trecut cu bine spre Germania. Mesajul pe care l-am primit de la păstorul care ne-a făcut legătura și i-a dus la noi la institut a fost concis și vreau să îi dau citire fără vreun alt motiv, doar acela de a mulțumi lui Dumnezeu și de a fi recunoscător că într-un fel între cei care au avut parte de un adăpost și o masă și dragostea oferită prin asta, au simțit lucrul acesta. El mi-a spus așa, pace și bună seara, vreau să vă mulțumesc în numele familiei ucrainiene care au fost cazați la seminar pentru purtarea de grijă și bunătate. Azi dimineață au trecut cu bine granița spre Ungaria. Deci a fost un moment de bucurie, aș spune și al nostru, că am dorit din toată inima ca să-și poată urma drumul spre Germania, acolo unde aveau rude și doreau să se stabilească. Ați mai primit ulterior de la cei care au fost și au fost cazați acolo mesaje? Da, au fost mesaje și chiar am văzut astăzi, dacă nu greșesc, în cursul zilei, unul dintre colegii noștri care slujesc aici în București, tot așa într-un centru de primire, a avut această idee de a colecta poate mesajele acestea care să rămână ca o încurajare, nu să fie neapărat o carte de oaspeți sau eu știu cum există în alte părți, dar poate n-ar fi rău ca aceste mesaje care vin dinspre ei să fie o încurajare. Am primit și unii chiar au exprimat dorința aceasta că dacă se va încheia și cu siguranță se va încheia într-o bună zi războiul acesta, își doresc neapărat să avem noi ocazia să-i vizităm acasă la ei unde se vor întoarce. Ei speră să se întâmple lucrul acesta și în bisericile de unde vin. Mă gândeam acum la istoria acestei școli 100 de ani, peste 100 de ani, deci am intrat în anul 101. Dacă au mai fost momente, dacă seminarul baptist s-a mai implicat în astfel de acțiuni în trecut, dacă știm ceva de genul acesta. Ce pot spune, nu ne-am uitat cu această, hai să zic, așteptare specifică să vedem ce s-a întâmplat într-o perioadă asemănătoare cu asta. În mod cert, așa cum știu cei mai mulți din bisericile noastre, din istoria institutului, a seminarului de altă dată, în al doilea război mondial, pentru 2 ani de zile, după decretul dat de Antonescu, proprietățile au fost confiscate. Dar pot să spun cu certitudine că în perioada celui de-al doilea război mondial, în biserica Golgota, unde sluja ca păstor unul dintre directorii, primii directori ai seminarului, Constantin Adorian, în biserica Golgota, în perioada celui de-al doilea război mondial, s-au refugiat români din Basarabia, au și rămas aici de-a lungul timpului și avem chiar mărturii de ale lor. Așa că aș spune cu siguranță, cel puțin Constantin Adorian și Biserica Golgota de atunci, dar cred că și Biserica Baptistă Germană și alte biserici și-au deschis și în acea perioadă casele și inimile lor pentru cei care căutau un loc de adăpost, un refugiu în vremuri dificile. Am obișnuit să spun mereu că Berzei 29, adresa Institutului Teologic Baptist, este cea mai cunoscută adresa baptiștilor din România. Asta pentru că
de aproape 100 de ani, în curând vor fi 100 de ani de când s-a pus temelia primei clădiri care a fost construită. Frați și surori din țară, dar nu numai din bisericile baptiste, cunoștințe de ale fraților noștri și de alte confesiuni, atunci când au avut de rezolvat o problemă dificilă, fie la spital sau poate documente pentru ambasadă sau o delegație la București. Foarte mulți au găsit aici, pe Berzei 29, o oază, o oază spirituală, un loc de liniște, un loc de adăpost, și mărturie stau cuvintele foarte multor familii care măcar o dată au trecut prin București și s-au oprit la seminar. Cumva în toți anii ăștia, cred că a rămas etosul. Întorcându-mă la întrebarea inițială, cum de ne-am deschis, fiind o școală pentru a forma slujitori și păstori și pentru refugiați, trebuie să spun că acesta a fost etosul școlii de la București. Întotdeauna a funcționat ca o familie mai mare, ca o familie spirituală, în care oricine a avut nevoie de găzduire, a găsit-o întotdeauna și a găsit oameni plini de dragoste care să îi slujească în perioada scurtă cât au stat la seminar. Am înțeles, cred că din istoria institutului, anul trecut, într-una dintre discuții, faptul că studenți de la institut au fost implicați, de exemplu, la Tichilești. La leprozerie. La leprozerie. Da. Și dintre profesorii de la institut, chiar unul dintre directori care e cumva sau a fost prin relații de rudenie aproape de chiar de familia noastră, e vorba de Petru Truța. În perioada respectivă, studenții erau încurajați să viziteze leprozeria și s-au implicat generații la rând într-o astfel de lucrare cu cei vulnerabili și bolnavi de acolo. Aș vrea să vă întreb acum legat de relația asta dintre educație și arătarea dragostei față de străini, față de aproapele nostru, să spun așa, indiferent confesiunea în care e, despre această lucrare socială. Cum vedeți această relație? În ce măsură studenții ar trebui pregătiți și pentru lucrările aceste practice? Și cum ar trebui făcut lucrul acesta? Eu cred că în perioada celor 4 ani de studiu la institut, studenții care sunt în programul de zi sau cu frecvență, cum este numit el, au ocazia de a se implica la modul concret în diferitele slujiri, în perioadele de practică pe care ei le fac. Și au fost nenumărate situații în care în anumite biserici sau comunități baptiste ei au avut ocazia să facă perioadele acestea de practică pe niște slujiri speciale. Fie că a fost vorba de lucrarea pe care o anumită biserică o desfășura cu copii orfani. O biserică, eu știu, care aveau un astfel de proiect de lucru cu orfanii sau în tabere pentru copii cu nevoi speciale și așa mai departe. Eu cred că în această perioadă a practicii lor, ei au fost expuși la tot ceea ce a însemnat, să spun, întreaga paletă a slujirilor. Mi-aduc aminte că în urmă cu ani buni de zile a venit una din propuneri ca în curriculum să avem chiar un curs pe care să-l numim slujiri speciale. Și în contextul acelui curs am invitat persoane care au lucrat în diferite proiecte cu cei cu nevoi speciale la un moment dat și de fapt am avut bucuria să avem în mijlocul nostru pe cei de la Johnny and Friends care lucrau cu persoane cu nevoi speciale, pe cei de la Asociația Ridică-te și Umblă, în așa fel încât studenții au înțeles cât de importantă este slujirea
celor care sunt în nevoi și a celor care sunt cu nevoi speciale. Mi-aduc aminte de mărturia unui absolvent de institut care spunea, după ce am terminat în localitatea în care m-am dus, m-am dus cu viziunea să plantez o biserică, să fac o lucrare extraordinară. Și mi-am dat seama, zice, că n-am avut niciun spor în tot ceea ce vreau eu, până când am ajuns la o persoană cu nevoi speciale nedeplasabilă, căreia i-am deschis ușa ca să o ajut și am avut posibilitatea să-i vestesc Evanghelia cum nu mi-am imaginat. Nimeni n-avea atât de mult timp să asculte Evanghelia ca și persoana respectivă. Și tânărul acesta, care lucrează cu asociația Johnny și prietenii în România, ne-a împărtășit câteva din experiențele astea. Există chiar o tabără pe care o au la Vlăhița, dacă nu greșesc, în fiecare an, cu număr semnificativ de astfel de persoane. Iată deci că studenții, prin cursul acesta despre care spun, prin perioadele de practică în biserici, în țară, sunt expuși la tot ceea ce înseamnă slujirea practică celor în nevoi. Pentru că slujirea pastorală nu înseamnă numai predicarea de la amvon. Slujirea pastorală înseamnă și să iei ștergarul și să fii gata să slujești pe cei care sunt în nevoi. Dacă mă gândesc acum la biserici puțin, pentru că relația dintre institut și biserică este una extrem de strânsă și noi pregătim studenți pentru a sluji în biserici, aveam o întrebare zilele acestea. Parcă până în momentul acesta bisericile a fost cumva înghețate așa, nu s-au mișcat. Dintr-o dată această nevoie parcă a produs ceva în credincioși, să iasă în afară, să ajute. Până mai ieri am auzit, stați la distanță. Și cumva acest COVID ne-a distanțat, unii n-au mai venit la biserici. Parcă acest război este exact opusul. Vrea să le aducă împreună din nou să facem ceva. Ce credeți că ar trebui să facă o biserică pentru a menține acest element al slujirii practice în societate? Nu mă refer numai la dimensiunea materială, de a ajuta pe ceilalți în nevoie, dar și aspectul acesta și lucrarea socială, ce ar trebui să facem să menținem acest entuziasm și această preocupare în bisericile noastre? Cred că și poate că cea mai mare provocare pentru biserici în contextul acesta este să reușească să păstreze această dedicare pentru cei care sunt în afara zidurilor bisericii. Pentru că, într-adevăr, suntem chemați să construim o punte către cei din comunitate, să fim în slujba semenilor noștri, dincolo de niște sloganuri sau niște lucruri pe care le putem afirma. Oamenii trebuie să găsească acea dragoste autentică, care se concretizează în lucruri care pot fi de natura, să zic, cotidianului până la urmă. Eu știu, o biserică ce are un after school sau o biserică ce are dezvoltate lucrări pentru cei din comunitate poate să-și facă simțită prezența ajutând în continuare, nu doar în momente critice, în momente de urgență. Pentru că eu cred că noi ar trebui să înțelegem că până la urmă Domnul ne-a chemat să ducem Evanghelia în toată lumea sau până la marginile pământului, întrupând-o nu doar duminica sau când ne întâlnim la biserică, ci în fiecare zi din săptămână. Spunea un credincios care și-a dedicat mare parte a vieții lui cumva echipându-i pe cei care sunt membrii bisericii să fie lucrători, în ghilimele, lucrători spirituali și la locul de muncă, în sensul că Evanghelia trăită și mărturisită prin viață, chiar la locul de muncă,
e mult mai eficientă decât o singură zi din săptămână când se adună. Atunci e biserica cea mai eficientă, când este în mijlocul societății și trăiește principiile acestea. Cred că în momentul acesta în care toate bisericile sunt implicate în această, în această slujire, ar trebui să rămânem cu imaginea aceasta că Domnul, chiar mi-a venit în minte pilda talanților, Domnul a dat fiecăruia după puterea lui. Nu ne cere Domnul mai mult decât putem fiecare. Și spuneam la un moment dat cuiva că în perioada asta avem sentimentul că ne putem epuiza foarte, foarte repede din punct de vedere energie și resurse emoționale și așa mai departe. Dar după cum Domnul nu îngăduie încercări peste puterile noastre, Domnul nu ne dă nici provocări în, în slujirea asta peste puterile noastre. Fiecăruia i s-a dat după puterea lui. Și cu siguranță că dacă suntem credincioși talentului pe care Domnul i l-a dat fiecăruia și lucrării pe care a dat-o fiecărei biserici, cu siguranță că vom avea bucuria să vedem și, și rezultate. Au fost zilele acestea, în ultimele săptămâni, câteva discuții pe care le-am avut cu colegi misionari care ne-au vizitat institutul și din Statele Unite, unii dintre ei venind în România din Ucraina, pentru că au lucrat acolo o perioadă de timp și în condițiile astea s-au așezat aici pentru o vreme cu gândul că se pot întoarce la, la sfârșitul războiului. Dar când m-au întrebat cum sunteți, i-am spus că exersăm teologia întreruperilor. Am citit în urmă cu câtva timp un lucru care mi s-a părut fascinant. Foarte mulți în perioada aceasta vor spune că există această epuizare emoțională și stresul pe care îl poate crea implicarea pe foarte multe fronturi. Apropo, din nou, de implicare și pe planul educațional și pe planul slujirii. Și spunea un teolog că atunci când a gândit că face prea multe lucruri și ar trebui să se protejeze cumva, și-a adus aminte de Domnul Iisus, care în timp ce învăța mulțimile avea parte de cineva care se atingea de el ca să fie vindecat, altcineva care se plângea că e copilul bolnav și așa mai departe. Și el a numit această modalitate a Domnului Iisus de a răspunde nevoilor în timp ce făcea lucrarea de predicare sau învățare un fel de teologie a întreruperilor. Eu cred că putem experimenta, în ghilimele, nu doar frustrarea, cum ești tentat să experimentezi prima dată când faci un anumit lucru și te întrerupe nevoia cuiva. Exact ca și când ai un copilaș care cere de mâncare în casă și tu ești ocupat să-ți termini un proiect sau așa mai departe. Și cei care sunt familii știu la ce mă refer. Dar și aici, înțelegând de la Domnul Iisus Hristos că semenii noștri și nevoile lor sunt la fel de importante ca ale noastre, dacă nu cumva nevoile celor de lângă noi ar trebui să fie înaintea intereselor noastre, și atunci probabil că am reușit să găsim acea bucurie a slujirii, chiar în, așa cum spuneam, această teologie a întreruperilor. Da, sunt unii studenți care caută acea slujire ideală, să am eu timpul, să nu fiu întrerupt, să am timp special, să am un timp foarte mare de studiu biblic. Cred că e vorba de un idealism aici. Noi știm toți că viața are vine cu multe lucruri și slujirea cu multe lucruri. Aș vrea să vă întreb exact cum spuneați că Dumnezeu a scos la iveală acum în țara noastră dorința de a sluji, de a sluji acestor oameni, și mi s-a părut că este și o schimbare de orientare, dar cu toate acestea putem ajunge epuizați. Și anume, schimbarea de orientare este că nu ne-am gândit ce pot să fac ca alții întâi de toate, ci fiecare s-a gândit în dreptul lui ce pot face eu cu ce am. Exact. Nu, poate în trecut ne gândeam, poate să fie ceva, vreo biserică de undeva din străinătate să ne ajute. Am rămas surprins că când a început toată această nevoie de ajutor, toată lumea s-a gândit ce avem noi.
Exact. Și ce putem face. Și exact. Dumnezeu a scos resurse la suprafață care nu ne-a imaginat că le avem. Nici umane, nici financiare. Cred că niciodată n-am folosit atât de des expresia, mai ales cu surorile de la bucătărie, a înmulțirii pâinilor, ca și în perioada asta, pentru că am spus că indiferent cât de multe ar fi nevoile, dacă suntem dispuși să venim în întâmpinarea lor, Domnul găsește și resursele și mărturiile sunt nenumărate în direcția aceasta. Poate sunt unii care nu au avut parte încă de posibilitatea de a ajuta în zona lor, în localitatea lor. Nu le-a trimis Domnul refugiați acolo, noi suntem în București, e un loc de tranzit, alții sunt la graniță, alții au făcut într-un mod sau altul. Cum ar putea cineva să aibă bucuria aceasta de a arăta dragoste față de străini, alăturându-se institutului din București în lucrarea pe care a face? Cum ar putea să fie un sprijin cealalt să vină alături de noi? Au fost biserici din țară și au fost frați și surori din țară care au spus, domnule, uite, noi putem să trimitem niște alimente la București în această perioadă. Știm că aveți nevoie, se gătesc 3 mese pe zi acolo. Putem să facem lucrul acesta. Au fost alte persoane care au spus, eu vreau să donez pentru lucrarea care se face acolo și în felul acesta, cumva am simțit că sunt alături de noi. Alții au spus, care sunt nevoile? Eu știu, poate mai trebuie saltele sau poate e nevoie de medicamente. Sau am încercat să le comunicăm nevoile în timpul acesta real, pe măsură ce ele se iveau. Și cred că au experimentat foarte mulți din cei care au aflat despre situația refugiaților, dorința aceasta de a veni în întâmpinarea nevoilor și de a susține acele biserici, acele organizații, acele școli care fac o astfel de slujire. Deci cu financiar, cu alimente, cu tot exact. Ceea ce doresc să se implice, sunt așteptați. Vă mulțumesc mult pentru discuția care am avut-o și în seara aceasta. E o nouă dimensiune la care nu ne-am așteptat că vom trece în perioada aceasta ca și școală, dar există până la urmă un privilegiu de a învăța și de a sluji în diferite domenii și cu diferite resurse pe care Dumnezeu le-a dat. Mulțumesc mult pentru... Cu mare plăcere și pentru că am început în nota aceasta a dragostei lui Dumnezeu care ne inspiră să arătăm dragoste față de cei din jur, aș încheia cu un verset din 1 Timotei, capitolul 1, versetul 5. Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Domnul să ne ajute să ne păstrăm inimile curate, cugetul bun și cu siguranță că vom inspira și pe alții să se bazeze pe Domnul prin credință și să se pună la dispoziția Domnului prin credință. Mulțumesc mult! Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit și în seara aceasta încheiem aici emisiunea noastră. Nu uitați, suntem chemați să arătăm iubirea lui Dumnezeu. Să ne uităm mai întâi de toate la cum a făcut El lucrul acesta față de noi și mai apoi la cei pe care îi ajutăm. Să ne uităm mai mult la cum ne-a iubit El, la sacrificiul făcut prin Domnul Iisus Hristos pentru a ne ierta păcatele noastre, la tot ceea ce ne-a dat El ulterior după ce ne-am întâlnit cu Domnul nostru Iisus Hristos prin cunoașterea care vine prin Scripturi. Vă doresc tuturor să fim oameni ai iubirii și să trăim în special în aceste vremuri arătând iubirea aceasta a lui Dumnezeu. O seară bună, la revedere!